proiectul sporirea eficienței energetice al Liceului Teoretic Mihai Eminescu de municipiul Ungheni se înscrie într-un proiect național în care au fost implicate 8 instituții din țară. Sigur că noi suntem fericiți că a fost selectat și Liceul Mihai Eminescu, care aici își fac studiile peste 1200 de copii din peste 25 de localități de raionul Ungheni și peste 100 de angajați. Acest proiect a vizat eficiența energetică pornind de la schimbarea totalmente a rețelelor electrice, termice, apă și canalizare. Vorbim de anvelopa exterioară a clădirii, vorbim de schimbarea geamurilor, vorbim de un parc fotovoltaic care ne asigură compensarea unei părți de cheltuielile de energie electrică. Acest proiect a sumat în total peste 3 milioane de euro, bani care au fost investiți în această instituție pentru a crea condiții bune de studiu pentru copii și condiții de lucru pentru angajați. Suntem recunoscători Uniunii Europene pentru acest gest de binefacere și noi vrem să asigurăm că în continuare ne vom da străduința pentru a asigura un învățământ de calitate și o durabilitate acestui proiect. Da, sunt schimbări foarte bune. Lecțiile decurg mult mai bine și eficient față de anii precedenți în care nu erau toate aceste schimbări. Când veneam la școală, școala era cam cu surie, ne dădeau dispoziție deloc să venim la școală să învățăm. Acum este mult mai colorat și arată totul foarte bine.